Anti Victoria, cum este astăzi prima zi la piață? Este foarte bine, ne bucurăm că am ajuns. Am trăit și clipa aceasta să vedem piața deschisă. Este o piață frumoasă, modernizată față de ce a fost. Acum este ceva după standardele europene, vă dați seama. Și noi ne bucurăm și așteptăm clienții cu produse românești, proaspete, cultivate de noi și îngrijite cu mare drag. Suntem din comuna Bălen, Dâmbovița. Este o comună care se ocupă de legumicultori, care se ocupă numai cu așa ceva. Avem solarii, avem de toate și avem produse începând de la ceapă, morcov, dovlecei, țelină, verdețuri de toate felurile. Avem foarte multe mirodenii, busuioc, mentă, tarcon, măcriș. Știți că miroase tare bine și arată totul tare bine. Numai bine că e și weekend acum și gospodinele pot veni să gătească, da, cu legume de aici din grădina dumneavoastră. Da, îi așteptăm cu drag și îmbrățișăm pe clientele să vină aici, toți clienții, în Piața Norilor, că este o piață foarte frumoasă și modernă. Ce părere aveți despre piață? Cum arată piața? Dar nu vă pot spune cât am așteptat, eu stau în cartier aici. Așa. Și am așteptat-o că pâinea caldă. Cum arată astăzi, cu tot ce are? Mi-a plăcut de când am văzut-o, că am văzut-o mai de mult. Ne-a dat voie să urcăm și am văzut-o, e super. Cred că e cea mai frumoasă din tot sectorul. Doamne ajută, vă mulțumim frumos, mulțumim tare bună, numai bine. Ce cumpărați? Niște salată și niște targon. Cum vi se pare piața? Cum arată piața? Arată foarte bine. O să fie mai greu pentru Mega, care e mai aproape, că o să fugă toată lumea acum în piață. Foarte e mai aprovizionată. Am luat niște fasole. Așa. Fasole grasă. Ce se spune? Și acum ne face plăcere să revedem pe cei care ne-au... Noștri furnizori de produse proaspete. Da.